O poveste de dragoste transformată într-un război care parcă nu se mai încheie, Angelina Jolie și Brad Pitt au un nou motiv de ceartă. Castelul de 164 de milioane de dolari pe care îl dețin în Franța. Brad o acuză pe Angelina de rea credință pentru că actrița refuză să-i vândă partea ei. Ba chiar ar fi scos-o pe piața imobiliară fără să-l anunțe. Castelul Miraval are o încărcătură sentimentală pentru fostul cuplu Brad Pitt și Angelina Jolie. Este locul unde s-au căsătorit, dar și unde și-au petrecut ulterior vacanțele de vară împreună cu copiii. Iar faptul că actrița l-a scos la vânzare fără știrea fostului soț l-a înfuriat pe Brad Pitt, mai ales că acesta voia să cumpere jumătatea care nu îi aparține. În consecință, actorul a depus plângere la tribunal pentru rea credință. Disputarea castelului, estimat la peste 164 de milioane de dolari, este însă doar cel mai recent scandal dintre cele două vedete. Cea mai aprigă bătălie s-a dat pentru custodia celor 6 copii. Angelina Jolie a făcut tot posibilul să obțină custodie exclusivă pentru că, pe parcursul căsătoriei, s-ar fi temut pentru siguranța ei, dar și a copiilor. I felt a little beaten up in my own life, as we all do at times, and I felt like I wasn't holding myself together, and I felt a little broken. And the idea of just getting through the fire. Brad și Angelina s-au căsătorit în 2014, după 10 ani de relație. 2 ani mai târziu, Angelina Jolie a cerut divorțul și, deși acesta s-a pronunțat în 2019, partajul averii estimate la 400 de milioane de dolari nu s-a încheiat nici acum. Vin informații de ultimă oră la Antena 3. S-au luat decizii în privința celei de-a treia doze de vaccinare și în privința restricțiilor care vor fi aplicate în scurtă vreme în România. Aflați toate informațiile imediat.